Ediție specială, doamnelor și domnilor, în minutele următoare aici la România TV, iar invitații mei de la această oră sunt domnul Corneliu Vadim Tudor, președinte. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, că sunteți alături de noi. Ni se alătură discuție totodată domnul Ion Popescu, președintele Confederației Naționale Sindicale Meridian. Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezență. Și nu în ultimul rând, doamna Aneta Stan, artistă, vă mulțumesc și noastră că sunteți alături de noi. Avem foarte multe subiecte pe care le vom comenta cu invitații noștri de astăzi. Unul dintre ele se referă la Gheorghe Nichita, care a scăpat de arest, el a fost pus sub control judiciar. Între timp, ies la ivală noi detalii incredibile din dosarul primarului de la Iași. Gheorghe Nichita instalase pe telefonul amantei o aplicație cu ajutorul căreia o spiona non-stop. Vedem materialul. Judecătorii au respins propunerea procurorilor de arestare preventivă, însă Gheorghe Nichita este sub control judiciar. În plus, el nu are voie să părăsească țara. Nu poate fi arestat pentru simplul fapt că a avut o slăbiciune față de o doamnă care a ajuns în reclame și în baza acelei reclamații s-a făcut acest dosar. Amanta care a dus procurorii pe cap este Adina Samson, o tânără de 33 de ani și șefă peste un serviciu al primăriei Iași. Relația dintre ei durează de câțiva ani, dar în ultima perioadă primarul a devenit gelos. S-a temut că prietena îl înșală. Ca să se lămurească, i-a făcut cadou tinerei un telefon în care montase un dispozitiv special de urmărire. Dispozitiv la care aveau acces și șefii poliției locale pe care îi folosea la filaj. Speriat că amanta chiar l-ar fi înșelat într-un hotel, primarul a trimis o echipă de polițiști locali să reconstituie ce a făcut prietena sa. În urmă cu un an, totul era roz în viața primarului. Se înțelegea de minune cu amanta și și-a condus fica la altar. Cetățeană Nichita Ilinca Elena, de bună voie ieșește din mine. Ei e în căsătorie și cetățeană Vibezeanu Cosmin? Da. Nu mai gândeam, dar am mai nevoie. În partea a doua, când a trebuit să-i spun un cuvânt din suflet, mi-a fost foarte greu, pentru că mă uitam la fiica mea și avea ochi în lacrimi și mi-a transmis și mie în momentul. Mi-a venit lacrimile, dar vreau să-ți m-am abținut cât am putut. Dar pe tine, omul de treabă, edilul cânta și dansa și la întâlnirile cu pensionarii organizate de primărie. Gheorghe Nichita are 59 de ani și este primar în Iași din 2003. Bun, domnul președinte Corneliu Vadim Tudor, cum mi se pare toată situația aceasta? Cum primar îndrăgostit, asta e problema lui personală. Dar când te folosești de poliția locală să spioneze amanta și când îi pui și dispozitive pe telefon să vezi pe unde merge, cu cine vorbește, deja intrăm într-o altă problemă. Pe mine m-a făcut curios fraza
aceea, că poliția locală s-a dus să reconstituie la hotel. Au făcut o reconstituire da, la hotel, adică da. Adică au violat-o și aia, probabil. Fără tânăr a fost reconstituirea făcută, domnul președinte. Ce vreau să spun? Eu știu pe Nikita, nu știam că e atât de iubăreț și, în general, cei din PSD sunt mai iubăreți decât media pe țară. Aproape că nu e niciunul să nu aibă o poveste de love affair, cum zic englezii sau americanii. Nu e caz de arestare pentru așa ceva. Nici pentru abuzul de a trimite poliția locală plătită din banii publici ai contribuabililor, nici pentru asta nu se arestează. Pentru că stai să întrebi atunci, domnule, dar mari devalizatori, cei care au ruinat băncile din interior, cei care au prăduit Patrimoniul Național, îi zburdă în libertate. Păi, dar e un semnal de alarmă și ar trebui să-și bage toți mințile în cap, să nu confunde planurile, pentru că nimic nu e mai urât decât un crai bătrân. El are 60 de ani. Aia este de vârsta fiicei sale. Băi, Nikita, eu am avut un amic, tot Nikita, era Nikita Stănescu, dar avea ceva mai mult bun simț și era un mare poet, nu-și permitea să facă așa ceva. Domnul președinte, dar asta e problema, că domnul Nikita n-a lăsat-o pe tânără după ce s-au despărțit în pace. A trimis, nu știu ce, cămătari, au avut o perioadă în care au fost despărțiți și acum sunt despărțiți, a trimis niște cămătari să-i pună în gardă pe actualii iubiței tinerei. Ai grijă cu cine mergi, că te supără domnul primar. Asta era mesajul. Nu știu câți iubițe, că nu asta nimeni să-i numere. Dar eu vă spun, Bubulina, la ce s-a ajuns? Bagă-ți mințile în cap, potolește-te. Eu vă spun la ce s-a ajuns la o tânără care se simte amenințată. O terorizează. Dincolo, exact, dincolo de năbădăloasa poveste de dragoste. E directoare în Consiliul Municipal Iași. Eu cred că pe bază de pat a primit funcția. Dă-ți demisia de acolo, fata ta. N-avem noi de unde să știm, s-a dat un concurs acolo, poate a fost promovată pe drept, domnul președinte. Oricum e încurcată situația și e o pată pe obrazul clasei politice românești. Am înțeles că o iubești, asta este situația, dar nu teroriza oamenii, nici pe cei de la poliția locală, i-a pus dispozitiv să o urmărească. Și poliția locală atâta treabă are GPS, să monitorizeze ce face fata aceea. Dar așa e, abrașe, ești tu, măi, Adina, măi. Pune mâna și te mărită, fata ta. Există, cum spuneam, o parte haioasă a acestei povești, dar trebuie să ne întoarcem și la lucrurile alea mai serioase. Domnul Popescu, vorbim despre poliția locală. Ea nu era folosită, cum să le spun, bani și oameni ai instituției respective în foloase personale, acest domn primar. Este regretabil că autoritatea politică supremă, uitați ce exemplificări, iată conștiința morală de-a lungul timpului ce s-a lipit de domnul primar. Îmi pare foarte rău că se întâmplă așa ceva, dar mă duce gândul dacă este o linie pentru primarii care au depășit mai multe mandate, pentru că nu se întâmplă numai cu Nikita, și cu Mazăre și cu foarte mulți, este posibil ca aceste autorități să fie îmbuibate, să uite, să se rupă de realități, să nu-l mai intereseze decât treburile acestea de senzație și de viața. Interes personal. Toți vrem să ne trăim viața, dar frânează-ți să spui frâu unor dorințe, că nu ești Gheorghe din târgul nu știu care. Ești un primar cu nume. Alese care oameni. am avut în, aici în ce oraș? În Florența, României, cu esența intelectuală, esența esențelor intelectuale care este Iașiul. Iată ce exemplu poate să dea autoritatea politică supremă. Primarul, că în definitiv el este cheia de boltă a Iașului. Și știm bine că e un nume. Sigur. Dragul meu amic Popescu, Eminescu a iubit-o pe Veronica Micle. Erau din Iași. În Iași au stat mulți ani. Dar el n-a îndrăznit să aibă nicio relație cu ea până nu s-a prăpădit ea de soțul mai în vârstă, profesorul de chimie Ștefan Micle. Atâta moralitate a avut acest geniu tutelar al poporului român. Ar trebui, nu mai vorbim de alți mari oameni, de Vasile Pârvan, numele căruia e legat de Iași,
nu mai vorbim de George Călinescu, de Nicolae Iorga și așa mai departe. Un primar e un exemplu. Ar trebui să se controleze. Ar trebui să fie un exemplu. Doamna Aneta Stan, dumneavoastră ca femeie, dumneavoastră ca artist, pentru că ați umblat în atâtea orașe și în atâtea țări, ați mai văzut o situație de genul ăsta cu un primar care uită de ce a fost pus acolo și folosește poliția locală în alte scopuri și e mână în mână cu un clan de interlopi? Mai întâi l-aș întreba pe domnul primar dacă soția știe. Și dacă este divorțat. Să aibă o amantă. Este divorțat, să știți. Divorțat, da. Și l-aș mai întreba dacă n-ar fi avut banii pe care i-are de când e primar, s-ar fi uitat tânăra aia la dumnealui? Întrebare, da? După aceea, vina o poartă poporul care l-a ales de atâtea ori. Este imposibil ca poporul să nu-și cunoască primarul. Decât dacă ar fi foarte ascuns. Bine, această vină o putem atribui slavă lui Dumnezeu, Aneta, și tuturor după scandalul oamenilor ăsta o să-l mai boteze de trei ori la rând. Poate că asta vor românii. Vor așa, nu, ci nu, că bravo lui e băiat șmecher. Mai mult circă în loc de pâine. Nu cred că se întâmplă asta, dar eu sunt convinsă că această fată nu s-ar fi uitat la domnul primar, nici ca vârstă, nici ca prezență, că, mă rog, nu e un bărbat, nu e un bărbat urât, dar nu este un bărbat extraordinar, să-ți ia mințile așa. Deci pentru domnișoara se vede clar că banii și probabil și serviciu, că ai un serviciu în ziua de azi când toată lumea din Parlament vin și se așează așa pe fotoliu și vin și spun, mă, ce taxe nu s-au pus? Dar unul nu vine cu un proiect să spună, uite, domnule, am un proiect cu care pot să aduc 2000 de locuri sau măcar 200 de locuri, da? Sau să, uite, deschid IMM-urile să poată să aibă lumea asta. Servicii, mici meserii, meseriași, da? Bun, da, eu mă întorc la povestea asta, Bresele, pentru că mi se pare scandalos de-a dreptul, domnule președinte Corneliu Vadim Tudor, ca acest primar să fie mână în mână cu niște interlopi și să-i trimită să amenințe cu moartea niște oameni. E grav, sunt grav. De topor, da. Așa e clar. Când a ieșit asta la iveală? Că ieri n-am auzit. În aceste zile, ieri și astăzi au ieșit aceste informații din dosarul care este în acest moment pe mâna procurorilor. Asta spun că e de o gravitate ieșită din comun. Așa ceva trebuia încătușat. Dar vorbeam de poliția locală. În imensa lor majoritate, primarii, în frunte cu Sorin Oprescu, folosesc poliția locală să asigure protecție hingherilor. Și nu e bine că ne bate Dumnezeu. Poate e una dintre atribuțiile pe care ar trebui să le aibă această instituție. Poliția locală înființată de mine. În anii 90, la început, m-am gândit la gardienii publici, dacă ții minte. Erau gardienii publici. Prima formă pe care s-a metamorfozat această instituție în poliție locală. Dar nu știam că ei aleargă numai după amenzi și după șpăci și după șperțuri. Și nu au niciun atribut în a asigura protecție bătând populația. Au bătut niște persoane în vârstă că își apărau cățelul din curte. Cine-i controlează pe ăștia? Au scăpat de sub orice control. Una peste alta la Iași, ia uitați unde s-a ajuns cu această poliție locală despre care vorbiți și dumneavoastră. Una peste alta sau unul peste alta? Sau ca o paranteză, să ne spune CNA-ul că nu putem să ajungem. De cap, potolește. Înțeleg că iubești, băi băiete, dar ceva mai multă demnitate, chiar așa. Să nu trecem cu ușurință. Lasă-l să se căsătorească. Ce a zis doamna Zicareta Stan, pentru că dacă zic Vadim, este Vadim singur. Dacă zic Aneta Stan, este întreg cuvântul ca să te numești Aneta Stan. Da, și Popescu Stan. E unic. Sunt Ion, e nume românesc. Și Ion, da. Ion e nume românesc, e primul calendar. Și de unde vine calendar. Ion? Păi, domnul Popescu, vrea să facem o completare. Vine de la Jehova, de la numele lui Dumnezeu. O secundă, domnul Vadim, vă rog. O chestiune foarte importantă, care nu trebuie să trecem cu repede peste ce a spus doamna Aneta, vocea artistului, interpretului de folclor, de ce e mai frumos în lumea asta, în România asta. Clasa politică, să înțeleg de la dumneavoastră, că trebuie reformată. Absolut. Și că de tot temelie. Ce se întâmplă, deci zdruncinată de la temelie, așezate pe noi temelii, pentru că totuși acești oameni care au condus România, a adus țara în haos și în jaf
și au distrus toate unitățile economice. Da, a fost să nu e reformată, dar cum facem? Că oamenii care merg la vot sunt aceiași până la urma urmei și tot pe aceleași persoane le trimit acolo, nu? Pentru că sunt convins că foarte mulți edili și mai ales primari, și mi-asum răspunderea ce spun, are o anumită gașcă. Gașca respectivă este sigur, Vanghele era sigur că va fi votat. Ce calități avea Vanghele în mod deosebit, în afară de ceea ce știm? Iată și la domnul la fel, iată și la cel de la Constanța. Vorbeați de o gașcă, vorbeați de fostul regim băsist, să zic așa. Haideți să vă prezentăm ce se întâmplă în acest moment la penitenciarul Târg Șor, pentru că administrația penitenciarelor s-a autosesizat după amenințarea cu moartea primită de Elena Udrea. Mergem la Mihus Năstăsache, ne aduce informații. Bun găsit, Administrația Națională a Penitenciarelor a demarat o anchetă administrativă pentru a vedea dacă se susțin sau nu spusele acelui deținut în scrisoare, și anume că într-unul din drumurile pe care Elena Udrea le va face de la penitenciar către instanță i-ar putea fi înțepată. Vorbim despre o scrisoare pe care Elena Udrea a primit-o în arestul central al Poliției Capitalei. Bărbatul respectiv susține că a fost contactat de interlopi astfel încât să o infecteze pe Elena Udrea cu HIV și pentru acest serviciu ar fi urmat să primească 15.000 de euro. În ceea ce îi privește pe cei de la ANP, aceștia au demarat o anchetă, însă au precizat din capul locului că nu au fost sesizați de către Elena Udrea cu o astfel de situație în care ea să fi fost amenințată. La sfârșitul acestei anchete, cei de la ANP vor anunța rezultatele. Inițial nu i-a dat foarte multă importanță acestei scrisori, pentru că în momentul în care a fost mutată fără nicio explicație la Târg Șor de pe o zi pe alta, atunci sigur că Elena s-a speriat foarte tare, la fel și noi, și această scrisoare a fost luată în serios. Este frică, sigur că da. Eu am și declarat în nenumărate rânduri modul cum este plimbată Elena de la o instituție la alta în cătușe și faptul că aproape oricine se poate apropia de ea, chiar și în instituția înaltă, îi pune casație și justiție, oricine îi poate face rău. Bun, domnule Popescu, în acest moment s-a început o anchetă la penitenciarul Târg Șor. Interesant este faptul că nici avocatul Elenei Udrea, nici Udrea nu a depus o sesizare în acest sens. Păi dacă ești amenințată cu moartea, ce aștepți? Mă rezum la noțiunea de tăcere și că n-aș putea să comentez, trecându-mi totuși prin gând, aici la dumneavoastră, și nu știu dacă nu eram cu dumneavoastră în emisiune, când a avut o convorbire telefonică cu Turcescu, dacă vă amintiți. În care nu are cunoscut, imediat, când am auzit așa ceva, când atunci diversiunea... Avem da, o credeți că e diversiune creată de cei din stafful dumneaei, mă rog, din echipa care se ocupă de imagine și comunicare pe Facebook? Oamenii s-au deșteptat, românii simt. Și când judeci natural, cinstit și sincer, separi lucrurile. Și cum zicea Camil Petrescu, românii e deștepți. Sigur că s-au deșteptat oamenii. Asta este o păcătură ieftină. Și care e scopul? Are cel mai îngrijit mormânt Camil Petrescu. Cezar Petrescu, nu Camil. Că... Dar nu este nimic imposibil. Nu, stai puțin. E cu străcoață albă, adică să fure un deținut o seringă de la cabinetul medical. De unde știa că este cu HIV? Păi HIV e una, SIDA e alta, da? Dar nici nu-i vorba de... Și să o injecteze. Și s-ar putea să nu prindă, s-ar putea să nu moară. Vadim, nici nu e vorba de fura. E vorba doar de plătit. Mă lăsați să vă spun opinia mea este asta. Domnul președinte, de ce să se ajungă la un astfel de joc complicat, doar ca imagine? Mie mi se pare anormală detenția acestei femei. Am avut relații proaste cu ea. Ea și Traian Băsescu și cu alții au fost implicați în evacuarea forțată a Partidului România Mare din sediu de pe strada Emil Zola. Ianuarie 2011 și cu rea PPS, dar nu confund planurile. Ea e ținută acolo pe baza unui șantaj al procurorului DNA, care s-au înălțat la cer, ăștia se cred Dumnezeu pe pământ. Dacă îl dă în gât pe Băsescu, îi dă drumul. Și ea s-a ținut tare, a avut caracter. Și Elena Udrea ar avea ce informații cu care Traian Băsescu să fie face incriminat? Face praf jumate din Parlament, Elena Udrea. Și deturnările de fonduri
și împrumuturile externe și șpăgile. Bun, și atunci de ce nu iese Elena Udrea la rampă? Poate că nu e de natură trădătoare. Poate că nu e trădătoare. Păi și convine caracter să stea în spatele gratilor, să se plângă de condiții, să se plângă de regimul de acolo, de cum e tratată, maltratată și așa mai departe, și nu spune informații care ar putea să o ajute să iasă din această situație? Domnule, ea cred că nu e foarte matură. Ea aduce aminte de repetatele gesturi cu degetul la nas. Eu nici acum nu știu ce mesaje vrea ea să spună când ea era cu un picior în pușcărie. Deci ea nu este foarte coaptă la minte, a intrat într-o nouă stare cu care nu se poate obișnui și se miră de ce alții sunt în libertate. Dinu Pescariu, care e beneficiarul a 20 de milioane de euro din șpagă, numai pentru că a turnat, zburdă în libertate. Și ea e în pușcărie? Doamna Aneta Son. Nu mă interesează. Da. E o problemă. Da, e o problemă care atinge sistemul penitenciar într-o formă sau alta. Să nu uităm. E un deținut. Omul poate să spună verși uscate, dar într-o instituție a statului, penitenciar, într-un sistem de siguranță. Pentru că dacă s-ar vrea să se întâmple lucrul acesta, nu cred că s-ar fi spus dinainte lucrul acesta. Poate se spunea abia după ce se întâmpla. Nu cred asta. Nu, eu cred că este un... Nu știu. Da, credeți că are de câștigat Elena Udrea? Nu știu, că or mai fi fani în țara aceasta a Elenei Udrea. Impresionează pe cineva cu această poveste, Elena Sigur Udrea? Sigur că da. E normal. Cui nu e frică de SIDA? Hai să fim sinceri. Că stăm strâm să-și judecăm drept. Uite că lui problema SIDA, este... care e bărbatul Elenei Băsescu, problema este că nu e frică. Că doamna aceasta este la mijloc. Și ea trebuia să se gândească, vezi, mai devreme sau mai târziu, că ajungea undeva, acolo. Pentru că ai fost prea aproape de flacără, da? Și este imposibil să nu fi fost atinsă de această flacără. Dar pe cine deranjează dacă o cercetează în stare de libertate? Cum sunt și alții? Care e diferența dintre ea și fostul soț, Cocoș? Cocoș e în libertate și ea este în pușcărie. Cât o vor ține în pușcărie? Până cedează nervos. Că eu am aflat că e în pragul isteriei. Și ea îi transmite lui Băsescu mesaje să o scoată, pentru că al minteri îl dă în gât. Domnul Vadim, mie mi se pare că nu este corect, exact cum nu este corectă legea aceea, să condamne un hoț care îți fură un telefon între 3 și 5 ani, da? Și condamn pe un om care fură niște milioane și miliarde, da? De euro. Și la face legi în Parlament. Și îi dai tot. Sau unul care vinde copii. O secundă, vă rog. Și îi dai tot aceeași limită de ani, între 3 și 5, și pe urmă vii cu nu se suportă detenția. Păi stai să lăsați-mă să spun. Nu, am înțeles perfect. Deci ori nu suport detenția, vai, sunt bolnav, eu, dar până ieri atunci nimeni n-a știut că e bolnav. Plângere penală la DNA, no, împotriva falsificatorilor de sondaje de opinie, care îi primesc foloase necuvenite, între 20.000 și 200.000 de euro. Vom discuta și subiectul acesta, poate, domnul păi președinte. Da, sondajele da, mincinoase este reprezintă diferența fraude electorale. Este diferența exact între legea moarte pentru moarte premeditată și moarte pentru moarte. Domnul Popescu, ar vrea să mai adauge ceva la subiectul pe care îl discutăm, vă rog. Pentru demnitatea României, și am spus-o mereu, sigur că am spus-o, dar nu înseamnă că... Un demnitar, când îl văd cu cătușele la mână, e corect că dumneavoastră sunteți vânători. Cătușe sau cătușe? Cătușe. Cătușe, da. Nu-mi pică bine, îmi dă fiori. Nu de mila celor care îi duc așa, ci de sămânța românească, de demnitatea românului, pentru că ei sunt demnitari. Și demnitatea o câștigi cu foarte mult respect și cu multă muncă. Chiar nu-l duce așa, găsește o altă formulă, pentru că nu știu dacă strânge pe cineva de gât, nu știu dacă dă foc la cineva. E o rușine pentru această metodă. E dorința? Știi care e ideea? Centrul de comandă de pe sevătare să arate că toată România trebuie să fie în cătușe. Să fim ca țară încătușați. Eu cred și să ne lăsăm așa de doborâți? Nu, eu am protestat. Nu e o manieră corectă. E umilitor pentru ființa umană. Eu cred altceva, că acești oameni care, nu pot să spun, mă rog, au furat, am învățat de la televiziune expresia, da? Nu se gândesc că sunt România, eu sunt România, dumneata ești România, da? Tu cel care furi cu adevărat,
ești România, da? Tu nu ești singur, tu, Popescu, și pentru Ionescu, că ați vorbit despre Vasilescu, ci reprezinți o țară. Dar străinii care au devalizat țara asta, vreau să prezentăm o văd situație cu Duba DNA-ului mult mai gravă și doamna Aneta Sa ne va spune mai multe despre patrimoniul cultural românesc care a fost furat bucată cu bucată, doamnelor și domnilor. Deci vedem însă materialul și revenim. Să vă spun ce s-a întâmplat, mă. În pădure la Daimac, măilele s-a dus vestea-n toată țara, de Cojin din Buduhala. Cum s-a dus el la pădure, un topor și o săcură. Mi bine. Păi am un beu ca mi bine, lăutare lângă mine, lăutare lângă mine. Ei, hai mai văsăli, după ce s-a largă până! Dă-i cu flori de măr, măi, și le pun la mândre-n păr, măi, și-apoi joacă mândrele, măi, pe dealul de niște pe măi. Hai, diri, diri, da, diri, 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 da. Bun, doamna Aneta Sa, vorbim despre costume naționale care nu mai sunt găsite în acest moment, care au fost pur și simplu furate, e corect ce spun? Nu furate. Bine, au fost și furate și după aceea, dar vreau să vă spun un lucru. Cu marea instituție de cultură, în ceea ce privește folclorul, era cea mai mare instituție de cultură acest ansamblu, ansamblul Rapsodia Română, și el are o istorie extraordinar de veche. Începând cu 12 noiembrie 1974, când a dat primul spectacol, Rapsodia Română. El a fost cândva al CGM-ului, după aceea a fost al CCS-ului. După care, iată că vine această revoluție, care eu nu știu, după mine nici nu cred că a fost o revoluție, dar mă rog, problema e prea veche acum, așa. După care s-au înființat cele șapte mari sindicate, așa cum știm toți, da, domnul Popescu? Dintre care cele trei mai puternice le-au mâncat pe cele patru, da? Și iată așa au rămas cele trei puternice de astăzi, în care și-au împărțit tot această mare valoare și comoară care se cheamă patrimoniu al sindicatelor. Și credeți-mă, vă spun, împărțindu-se în trei, așa cum s-a întâmplat cu toată țara, Rapsodia Română a fost extraordinar de productivă, din punct de vedere financiar. Nu mai vorbesc din punct de vedere cultural, turnee și ce turnee am făcut noi în toată lumea asta și ce față frumoasă din punct de vedere cultural făceam noi țării noastre românești, pe care o iubim. Și cred că puțin patrioți mai sunt astăzi care să-și iubească așa de mult țara, cum sunt interpreții de folclor și foarte, foarte puțin din politicieni. Avem unul aici de față, mare patriot, și iată și domn Popescu. Eu nu sunt unul din politicieni, vreau, sunt singurul. Și vreau să vă spun că atunci când CCS-ul a predat CNSLR-ului, pe atunci era un lider sindical care astăzi ocupă un post foarte mare. Aici CNSLR-ul a modificat, adică a falsificat, de fapt, actul ei de naștere din 70. Bun, nu a să facem niște acuzații în acest moment, da. Și, în mod sigur, ne trebuie și opinia celor de la Cartel Alfa, dacă vă referiți la cineva anume. Și o să-i rog pe colegii mei dacă e să-l contacteze pe domnul Bogdan Bosu. Că li se cuvene. Nu, dar există documente. Nu vreau să facem acuzații, nu a să reprezentați sindicatele. Vă rog. Urmă puțin la mine.
Pentru că românii nu știu și tinerii nu știu. Vă rog. Știți cine a fost Rapsodia Română? Centru metodic de activități cultural-artistice științifice. Suna a Rapsodia Română, se numea Rapsodia, dar vă rog să mă lăsați. O parte, ea coordona întreaga activitate. Era centru metodic, aici era centru, turnul de toate control. Casele de cultură din, din România, toate, țara. Toate cluburile din România, din punct de vedere cultural, economic și social. Făceai o educație exact, venea numai cu cei care erau mai buni, dintre cei mai buni, să vadă la Rapsodia Română expozițiile științifice, 1 mai, toate întreprinderile mari, produsele pe care le produceau cei în vremea respectivă, modele cu unul care avea 4 clase, dar era cel mai bun meseriat. Dar nu vreau să trec peste ce ați prezentat dumneavoastră acum. Dacă ați observat, a venit un muntean care se numește Dolănescu, cu costumul de la al nostru. Pe urmă a venit Mămârlanca, care veți Mămârlanca, costumul munții din Vocea din Valea Merișoreanu. Da. A venit Maramureș, Maramureș Plai însorit, înflorit, care e Turda. Dobrogea, iată cum se făcea Angela Buciu din Maramureș. Nu se făcea o geografie, o cunoaștere, o harta a României, o harta, o harta țării. Să vorbesc eu? Da. Scurt, vă rog, pentru că trebuie să luăm publicitate. Scurt, de tot, vă rog. Eu am făcut multe spectacole la Rapsodia Română în anii 70-80. Toți artiștii care au fost acolo au cântat, au interpretat, au dansat în spectacole mele. Eu i-am băgat în Parlament pe Rina Loghin, Ion Dolănescu, Angela Buciu. Fără folclor ne pierdem identitatea națională. S-a distrus un eșantion și un etalon moral. Ne prezentă timpul, unor pretinși sindicaliști. Singurul. Eu aș vrea să spun că democrația de azi este un fel de debandadă. E anarhie, nu e debandadă. Sincer. Nu. În primul rând nu mai avem respectul. O frază vreau să spun, apropo de Rapsodia și de toate jafurile. De-aia l-au împușcat pe Ceaușescu. Nu-i lăsa să fure. Acum s-a dat liber la furat. Mulțumesc foarte mult invitațiilor pentru prezență.